double digit thousands. Sora Alexandrei Dinu s-a măritat în mare secret și a pus mâna pe un milionar. Cătălina Lavinia Dinu a decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească cu Radu Bud, moștenitorul unei averi uriașe din satul mare. Căsătoriți civil la primăria sectorului 1 din București, Cătălina Lavinia Dinu și Radu Bud și-au unit destinele la sfârșitul lunii august. Și așa cum este obiceiul, după cununia civilă a urmat și căsătoria religioasă. Însoțiți de prieteni apropiați, de familie, dar și de Alexandra Dinu, Cătălina și Radu Bud au pășit emoționați în fața unui sobor de preoți în biserică și și-au făcut jurămintele de iubire veșnică. A urmat apoi petrecerea de nuntă, una restrânsă și discretă. Purtând o rochie ivoar cu un decolteu adânc, Cătălin Lavinia Dinu și soțul ei Radu Bud, îmbrăcat într-un costum de culoare neagră cu papion, s-au fotografiat cu mai toți invitații, cerându-le însă acestora să fie cât mai discreți și să nu posteze pe conturile de socializare fotografiile de la eveniment. Soțul Cătălinei Dinu, Radu Bud, face parte dintr-una dintre cele mai avute familii din zona satului mare, el alături de rudele sale, gestionând un adevărat imperiu imobiliar. Mai mult, familia lui Radu Bud are și o afacere în domeniul hotelier și al restaurantelor, afaceri care, în ciuda pandemiei, au mers rezonabil. Radu Bud este fiul lui Vasile Bud, fost candidat la funcția de primar al orașului Negrești-Oaș din partea PNL la alegerile locale din 2020. Tatăl tânărului este patronul firmei Zirmer Bud SRL și a intrat în mediul de afaceri de peste două decenii. Din 2006 a investit și în Germania în domeniul imobiliar, iar în satul mare deține două hoteluri și un mall. Mallul, inaugurat de Vasile Bud în anul 2016, are o suprafață de 12.500 de metri pătrați construiți și încasează în fiecare lună din chirii circa 70.000 de euro. Radu Bud deține un Bentley Mustang Two-Tone de 300.000 de euro. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!